jafarmat la o casă de schimb valutar din Alba Iulia. Miei crescuți la stânele tradiționale vor ajunge de Paște în străinătate. Un musafir nepoftit a intrat pe ușă în sala de ședințe a Consiliului Județean Maramureș și a ieșit pe geam. Creștinii din Arad au intrat în lupta pentru susținerea orei de religie în școală.